Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de Litaș puțin. La un nou episod de 5M, suntem pe serverul Doom România și am să vă arăt cum puteți să faceți droguri pe serverul Doom România, dacă sunteți în mafia Curcubeu sau în altă mafie. Haideți că merg după voi. Trebuie să luăm nu știu ce. Mă țin după voi. Dacă nu o să-ți ajungă banii să-ți iei toate alea, nu zici că îți mai dau, ok? Da. Și să... trebuie să-i întrebăm pe băieți câte să-ți iei din fiecare. Să nu-ți iei multe din prima și după aia să nu mai ai loc pentru celelalte, știi? Da. Mai ales că... adică cred că ai putea să faci cumva, gen să ți le bagi într-o mașină. Cred că în bagaj poți să faci. E mașina, mașina pe care o ai aici de la Mafia Gen, o ai și pe insula acolo, știi? Dacă te duci cu barca, deci în mașină de la Mafia ai putea să bagi. Be. Stai așa să-l luăm pe Bogdan în brațe, că rămâne fără benzină. Urcă la mine, urcă la mine, Bogdane. Urcă, nu fii rușinos. Chiar vrea în brațe. Vrei în brațe, Bogdane? Nu. Azi am vorbit cu șeful tău, băi, Bogdane. Care e șeful, mă? Ăla de te face cel mai bon balău. E, așa e. Așa e el bon balău sau așa ești tu? Că el azi de tine, nu de el. Ia să-și ceva cam duce. Zice și el ce-l duce cap. Băieți, mergem să luăm... cum se numește ce vrem să luăm acum? Recalcaloid. Cum? Alcaloid, cred. Alcaloid. Cum zicea ăla la injecție? Nu știu cum zicea, dar... Bă, de ce a fost super cater? Injecție? Nu. Injecție? Ceva de genul zicea. Eram sigur că e în laboratorul ăsta aici. Bun. Cât? Luați cam vreo 50 așa. 50? Da. 50? Depinde, pentru că n-aveți buzunarele foarte lărgite. Trebuie să mergeți la sală pentru ce asta, te lărgesc eu pe tine. Dar de ce mă băi, de ce ești autocios? Că eu chiar n-am făcut chestii rele. Du-te și tu, iar ca lui nu mai fi așa de repede. I-am luat 30. Că nu am așa mă gândit. Las 30, la, că nici bebe n-ar fix de sală astea. Și cum eu 50, eu nici 30 nu pot să văd, dar ce naiba am aici? Păi goreșteți chestiile din buzunare, ăle jos. Olu, las că stai să iau și una, două, măcar una să ajung să fac. Hai că faci ceva cu una dacă e. Păi două am putut să cumpăr, sunt bune două? Hai. Sunt bune, dar vezi că o să trebuiască să mai cumperi și alte chestii. Lasă-ne pe bagaj, mă, bebe. Tu te bagă, ia mai mult, eu am bagă din alea pentru bancă, hai să mergem. Cât durează să le bag, să le scot, mai bine... Deci ce mașină avem la mafie? Sunt mai multe. Nimic ca spectaculos. Sunt din astea clasice așa pe old. Cadillac, okay. Din astea. Auzi, Kino.
Dar poți să le vezi când ajungem pe insulă, că e garajul fix acolo. Sunt drăguți așa de mers cu el, dar nu sunt de viteză, sunt așa de, de plimbat. De aspect mai mult. Cam așa. Băieți, ați văzut de unde am luat al... Ia uite. Ce bombă nu. Asta e bine, să păstrezi distanța când ai bomba la în față. Deci ce tu ai fost de vină, da? Că ne-ai păstrat distanța regulamentară. Exact. Ce-o face, ce-o face generația asta când ori trebuie să facă și ei dragoste, dacă ei nu nimeresc cu mașina un tamai gaură? Bă, bășbuite! Bă, bășbuite! S-a întors? Da, da. Deci dacă vrei, nu ți-e așa. Nu. Am văzut-o târziu. Aolo. Nu cred că există vreun gard sau vreun copac, ceva care nu l-a luat automatic, se uitește la el. El vrea să-i dea și tare să fie în fața noastră, să ne arate drumul cum ar veni. Da. Băieți! Mamă, cum dracu ajută cu barca aici? Cred că de jos! Doamne ferește, nu-i sănătos la cap. O să mă bag cu mașina pe acolo. Fac și eu frumos pe aici, nici pe aici nu prea merge, dar aia e. Păi ce cobor odată pe aici, troncă-ne mașina, zici că e roabă. Mai sunt semne ce nisip. Ai nu știi, n-au ajuns? Nu cred. A, uite că vin acum. Nu, nu sunt aia, nu sunt aia. Ba, ba da, ba da, uite salopeta lui Max. Nu, e Gigi, dar nu știu cine e. Ah, ba da, da, se vede mie ciudat. Uite, dacă, dacă vreți să mai veniți aici, avem aici și garajul... Aici e garajul mafiei. Și undeva pe aici e garajul ăla normal, pe da, care o să fie scos în curând. Și aici avem bărcile. Ia să scoți tu, Cătălina, o barcă, să mergem cu a ta. O să știi că mie la mașină nu mi-a arătat nimic, a? Mergi, mergi. Păi trebuie să ți le cumperi cum ar veni pe iată, sunt okay, gratis. Okay. A doua, ce că e mai bună. Care e, Gigi? Hai și voi cu asta, mă, nu vreți să veniți? Ce, vă e frică? Ce-s mai timid? Așa. Stați-l pe bulion singur, trag în el. Pe butoi. Am pus eu pe GPS unde să mergem.
Aoleo, ce trebuie, dai în tronul ce pădoi. Toată viața am dat în bărci, m-am dat în bărci de fapt. Asta n-are benzină, luăm și pe el. Dar nu, nu știu dacă avem unde să luăm. Ce-ai pățit, mă? Am benzină. Păi și atunci ce claxonezi, mă? M-am lăsat în față. Da, dar nu te urca pe mine, panorama, iau înainte. Zici că ai fost la grătar, Gigi, a? Da, da. Mâncași bine, ai băut? Ai băut ceva sau apă minerală? Nu, no, că am fost cu mașina și eu când merg cu mașina nu beau. Foarte bine. Păi ce patron de Mercedes ești tu dacă nu guști ceva când mergi cu mașina? Mai ciupesc așa un pic, dar mai rar. Aia zic. Păi, bebe, și ce uiți așa ură la mine? Nu te-am mai văzut de mult. Mi-era drag de tine să mor. Aoleu, sunt pleașcă. Să știți că pe insula aici trebuie să aveți salopetă dacă veniți fără mine. Ok. Trebuie să aveți o salopetă din aia. Cum are butoi? Da, da, da. Cum are cap de butoi? Doar că trebuie să-i schimbăm culoare, că aia ci că e al alte organizații. Ok. Să facem rosta noastră. Yep. Sau albă. Că dă bine. Facem roz, mă, dacă e. Cred că se poate, dacă nu mă șer. Cred că se poate să facem bani pe insulă. Să facem bani, să fim ce mai șmecheri golani. Ia uitați insula, băieți. Insula! Tot ce se întâmplă pe insulă, rămâne pe insulă. Aici avem un garaj în care ar fi bine să putem parca această barcă. E fix aici, okay. în dreapta acum. Mm-hmm. Nu știu că poți să-l iei chiar așa, dar... Vrei să sari? Oricum... Dă-i, lasă-l pe el, că sar el. Oricum, bebe, și dacă lași mașina aici, curenții duc barca încolo. Nu știu dacă știi. De așa că nu știu unde Matrix acolo? Da, exact pe acolo e. Hai, ca dracu. Merge greu cu spatele, da. Bine, nu trebuie să o bagi mereu în garaj, da? Am zis că să vezi unde e garajul. Nu trebuie să ai simțul găul. Eu nu, bineînțeles că n-ar trebui să-l am. Dar nu știu unde o fi. Haideți, domnilor, ați ajuns la destinație. Mulțumim. Lăsați-o aici, e mai easy. Aoleu, ce m-ai împins. Să-și ia fiecare mașina lui. Ca să rămânem cu mai multe acolo, de asta zic. Fiecare și-a mașina lui. Bine, bebe, bine. M-ai supărat pe mine. Hai, ia-ți aia odată, sunt supărat. Ia-ți mașina odată și treci în față ca să-l conduci. Dar să știi că acum chiar m-ai condamnat degeaba. Că eu chiar n-am făcut nimic, nu pot să faci fără. Ia-ți mașina, ia-ți una decapotabilă. Aia zic. Du-te în față, bă, bombalăule. Mamă, cum a dat cu spatele, bine că nu s-a dus în apă. Asta îți place? Mamă, ce... Nu știu, am nimerit și eu. Asta e așa. Mă, ce-mi cântă muzica să mor. Stai că vin și eu cu tine dacă rămâi cu asta. Ah, ok. Și ți-ai una dintre mașinile astea și gen îți pui materialele alea, te duci odată, ți-ai mai multe de alco, nu știu cum se numesc alea.
că ideea e că se cum zice, jobul final sau cum zice, partea finală se face tot aici. Eu prima dată când am venit fără alea cumpărate. Și când am aflat că trebuie să mă duc dincolo, să mă întorc, am zis pas. Pe ce trebuie niște ATV-uri, mă, ceva. Păi avem și un SUV acolo, avem așa. Și un SUV, avem un SUV acolo. Adică cel din spate, gen. Mergeau și niște ATV-uri, dar na. Aici? Da, parchează pe unde vrei, aici. Bun, veniți cu mine acum, vă rog. Da, sigur că da, domnul Butoi. După, vom merge după să cumpărăm frunzele și tetracai. Da. Până atunci vă rog cum o să cumpărați de aici niște semințe pentru plantații. Nu erau aici semințele, mă, bombalăule. Aici erau. Doamne ferește, știi că el a fost aici, am. Câte, domnișor? 30. Stați că vă luați 30, e bine, 30. Din păcate am o experiență foarte neplăcută cu semințele. De ce, domn? M-a băgat poliția la pornai. Nu se mai întâmplă, nu? Bun, acum că v-ați cumpărat toți, haideți să le plantăm, venit. Hai. Veniți, vă rog, să-l vii. Păi, bebe, dar tu nu trebuie să vii cu salopet. Prima dată nu se pune, da? Bună ziua, bună ziua, bună ziua, colegii! Sărbuna! Sărbuna! Bună seara! Bună ziua! Bun, veniți cu mine. Opriți-vă într-un loc și plantați o sămânță. Ce vine ăsta curios? Pe logică, dar nu găsesc în ureche. Bă, mai fi tare în gură. Hai să stăm aici până plantăm toate semințele, da? Hai, 30 de semințe. Eu o să stau pe aici că am puțină treabă, gen. E ca și cum aș plimba câinele, știi? Și de asta zic. Dacă zice cineva ceva, ziceți că sunteți cu mine. Nu zice pe nimic, că mai fost și azi. Bun, iar atunci când vă va, când planta va arăta că este în creștere, puteți planta alta. Ca să știți, ok? Vă mulțumesc de înțelegere. Sărbuna. Plăcere bună de seara, bună seara. Sărbuna. Bună seara. Bună, bună. Ție nu ți-e rușine să vorbești așa în prezența unei domnișoare? Dar ce am zis, măi, Butoi? Pula seara, că te să nu ți-e rușine. Am zis bula seara. Pula seara se zice, pula seara. Ia ziceți, măi, cum stai? Mamă, dar cine te-o învine ți-i la o, Cătălino? Unul de pe aici, nu știu. Serios? Ia-mi ca cazmaua. Aolo, ți-a dat bine. Da, da. Tu ce faci, mă, Gigi? Tragi din lopățica aia. Băi, am făcut nerv deja cu atâtea plantații. Trebuie să mă calmez un pic. Bagă mare. Ce faceți, domnule? Termin țigara și mă apuc iar. Da, cu domnul de jos. Ce faceți? Voi aveți de gând să stăm toată seara aici. Uite, bine, domnule, aștept să-mi cresc asta. De ce familie faceți spalte dumneavoastră, domnule? Bine, domnule. Nu mă supăr, stați în eu vă dați seama după haine, păștia, fac parte. Păștia, mai mei nici nu trebuie să-i întrebe cine de unde fac parte, că spun ei până, știi? Eu sunt de acolo. Ce-am făcut șeful, bă? Bă, vino mă de aici că mă faci de râs, mă. Vino dracu de aici că faci organizația de râs. Prostule ce ești. Bă, vezi că vin niște babe. Bați pe dracu să te ia. Ia, hai să ne batem.
Bă, calmează stățele că poate zbor de aici. Cum adică? Uite așa, dacă vrei să te trezești la primărie, gata, imediat te ajut. Tu de ce, mă, bebe, dar de ce faci de astea? E frumos? Ce e frumos? Ce naiba te bagi cu oamenii în seamă? Te-o băgat cineva în seamă? Da, dacă nu tași dracu din gură și apucă-te de treabă aici, că de-aia am venit. Unde dracu crezi că ești pe bulevard, dar îi socializezi cu lumea tu? Fii și tu mai serios. Eu sunt serios, bebe, am făcut cea mai multă treabă. Eu v-am arătat o pacere, tu, Batman. Tu ce ai făcut? Stai, bă, și băiatule, pe aici. Vezi că am fost înaintea ta aici, nu ai? Tă comentat ta, că poate te trimit de aici. Treci o dată și fii serios, am zis. Dacă vrei să mai vii pe aici. Oh, mă rog, bebe. Stai să-mi iau pără. Așa. Ia uite-l și pe ăsta. Ce faci, mă? Mă rog, domne. Am la plantare. Bebe, zic că ai cantat pe pământ, moale. Ce, domne? S-ar puțin. Bă, tu ce faci, mă? Te uiți la domnișoara la fund? Eu m-aș duce la părte să mă ajută. Așa m-aș fi să mă putește. Nu ți-e rușine și ție? Stă și frea că mi-a stat pe aici. Nu face nimic. Te mai și apleci pe aici. Am nevoie de o săritură? E călcat pe pământ, moale. Nu mai eu putem să intru pe o parte să ajung pe sus pe ea. Dă-te jos, bebe, cade asta peste noi. Câte plante din astea vrei să plantați aici? Eu am 20 mai am 5. Ar trebui să vom aduci micul dejun la 4 dimineața. Nu știu dacă să râd sau să plâng. Mai plantez 3 plante și după rămân în plus. Să râd cu lacrimi sau cum? Ceva de gen. Băi, butoare, sunt comestibile astea, semințe. Nu știu, bebe, da. Nu, tu știi că eu am făcut un cal să plângă și să râdă în același timp, aproape. Un cal? Un cal, da. Cum? Păi, i-am spus că o mai mare ca a lui, a început să râdă. După aia când am scos-o, a început să plângă. Despre cine vorbiți? Despre un cal. Despre un cal colorat. Și ala, Cătălina, vă să o zic un banc. Ia spune. Fiți atent. E bună la ora de geografie. Da, nu ora de... Spune. Întreabă profesorul, bună, unde sunt munții apuse? Și răspunde, la pagina 9. La pagina 97, domnul profesor. Bă, eu cred că... Și care-i bancul? Cu tine te-o luam. Cred că trebuie să dau un anunț că am nevoie de oameni în organizație. Adică? Asta e o aluzie la mine, bebe? Cam așa ceva. Hai că ne-a prins și seara aici. Mai aveți un? Eu mai am 3. Bine că nu mai ai bancuri. Eu mai am 2, că pe restul mai am un banc. Hai, fiți atenți, că asta chiar e amuzant. Deci, se întâlnește odată unul cu BMW-ul, cu unul care dacă are nu o țigară. Nu, șef, așa fi atent. Se întâlnește unul care are un BMW cu unul care are o țigară. Și el întreabă la cu BMW-ul, bă, la cu țigară. Băi, băiatule, tu de cât timp fumezi? Și ala zice, no. Ce zice? Ce-a zis?
zice. Asta e leșinat de râs. Că ți-ți mă ăla cu BMW. No, de 10 ani am avut ceva cu BMW, zice. Bă, și eu am fumat. Pe butoi am râs de m-am făcat pe tine. Idem. Eu n-am înțeles bancul. Deci nu sunt blondă. Hai că vei mai zic o dată. Deci, așa, așa, cu BMW-ul îi zice, păi și eu am fumat, ce nu e bine. Și ai zice, a, ok, s-a găsit, s-a fost bancul. Hai, că e banc secret, că și de-aia nu ne-am prins. No, nu știu el să-l zică, e un banc ceva de genul, dar... Am înțeles. Păi cine știe cum a aflat lumea de, de bombele? Cum? Cine știe cum a aflat lumea de bombele? Cum era ce bancul ăsta? Cum era bancul ăsta? Care s-a cu picioarele? Da. Fata ce picioare frumoase, la ce oră se deschid? Așa și următorul? Așa, ești concurs. Ciocolată, da, de ce? Că aș da în tine să mă întins. Păi, butoi. Dar ce-am auzit acum 5 minute. Știi de ce au apărut bombălăi? Că te-ai născut tu pe lume. Eu? Butoi. Mă duc să vorbesc cu oamenii ăștia dacă vreau să-l asasineze. Ai, bă, băieți, băi, nebunii cu butoiul ăsta, mă, e cel mai prost om pe care îl știu. Bombalul suprem, cum ar veni. Dă-te, domne, din față, n-am și eu loc să trec de tine. Bun, acum veniți după mine, ok? Da. Hai că mai avem mașină, dacă e. Mai avem mașină. Bebe. Fă și tu o faptă bună, să mergem tot spună. Și vă spun eu unde să merg. Hai să facem o faptă, hai să stăm puțin aici pe nisip până se duce Matic să aducă o mașină. Bă. Mișcă! Hai! Dică-l-ți. E mai rapid decât credeam. Hai să ne suim. Matic, trebuie să iei pe cineva în brațe. Poftiți, poftiți. Să rămână. Hai, Bogdaniel, ia-mă tu. Bă! Hai că spun acum, bebe. Am matit acest meu pute... din sinus. Du-te acolo, bebe. Hai pe noi, da? Păi, am primit pe naiba. Păi tu ești luat în brațe. Trebuie să pun altcineva. Păi dacă ți-ai să iei tu pe cineva în brațe. Dă-te, mă, ia. Doamne, fermă, dacă nu trebuie să... Urcă, Gigi, de ce te-ai dat jos? Ți-e rușine? Ia vezi acum? Băieți, cam acolo se face treaba. Acesta e un video din ăsta unde să învățați unde să faceți drogurile, cum să le faceți. Vezi că se cumpără chestii de aici. Să nu zici că nu ți-am zis. Ups, n-a vrut să se deschide. Păi și iarba nu se cumpăra? Poftim? Iarba nu se cumpăra, mă? Iarba? Ce iarba, mă, bebe, mă? Noi nu facem cu treaba, noi cu cocaina suntem. Hai, aici, Anton, sos de tot, cumpăr de acolo. El e cu cocaina, dar ce ai cules mai înainte, bombalăule? Cocaina ai cules. Plânge mie în pum să-mi plânge. Du-te, ia și tu din alea. Păi hai și tu, nebunule. Ah.
Aici sus, băieți, ce se cumpără de aici? O, da, gata. Păi cumpără de toate, 30. Am inventarul plin, măi. Mai aruncă din ele. Stai așa să mai arunc ceva de pe aici. Tetracaină. Nu mai am loc și pentru celălalt. Trebuie să mergem la sala amândoi să tragem de forțe. Da, vezi că acolo e de stat, bebe, dacă vrei să te duci. Ia uite, ce e acolo? Fie o barcă aia sau ce e acolo în apă? Nu știu. Stai să mă uit. Da. Mamă, deci chiar n-am nimica. Stai să mi-i ce n-ai să mai erau, mai mănânc, bă. Trebuie să mergem să fac sagă ca să aveți buzunarele mai logite, asta e ideea. Vrei să mergem? Ce trebuie să, unde? Suntem aproape, dacă vrei să mergem să-ți iei o mașină, să spui în ea. Sau da, putem face și asta. Ți-ai o mașină, spui în ea. Hai că eu mă duc să iau o mașină. Hai, care, bebe. A fost și tu o faptă bună, du-te și dă-mi și mie acolo. Ce dracu, mă? Bă, dar de ce ești tu, mă, bebe, mă? Chiar așa, mă? Eram prieten întunt. Păi eram până ai început să fii obraznic. Eu cu tine, eu te iubesc, țin la tine. Te, mă, de aici, mă? Fără gheizme din astea. Stai așa, stai așa, pe acolo. Hop, am greșit asta așa. Așa. Ia-mă, Matis. N-are capul în vrăcele. Stai că mă sună cineva. Hai, băi, dă-i acolo, hai. Stai că mă le pe foc. A, bebe. Nu, mergem, gata? Da, da. Hai să mergem să luăm mașină, să băgăm o mașină, bra. Sunt dubițele alea. Oh. Ce faci, mă, ce s-a făcut rău? Unde vede, unde sunt dubițele? Sau dubițele? Primărie, direct. Nu, te rog, nu, gata. Ți-am zis că ai început să devii obraznic. De ce am făcut? Vino cu Bogdan să te umbra. Ok. Stai așa că Luca. Poftim? Stai din butoi. A, căzut cine? Ce-ai făcut, mai căzut, nebunule? Doamne, vreau noroc că ai zis că te-am văzut. Da, chiar un super bebe, să știi. Nu-i frumos. Cu ce ți-a făcut aerisire acolo? Mă ajung ăștia cu bărcile aici, nu pot să-mi dau seama. Măcarău. Hai să scoate mașină fiecare. Stai. Luați-vă mașini, puneți-vă în el, luați-vă toți duba asta să cărați cu ea, să știți că vă puneți în astea. Mamă, ce foame mie. Mută, bă, nu te apuca să spui aici. O, ne ferește, dacă nu aici le punem pe toate bomba lor. Era Bogdan acolo, mă, care e? Ce nume are după asta? A doua. A doua. Te duci la casa mafiei ca să faci scandal. O să pui direct din mașină. Mhm. E lui Gigi să ne anunțe că... Ah, ok. Te descurci, Gigi? Da, mă descurc eu cum. Ok. Să merge. Să merg. Ieri am venit aici? Păi tu m-am cumpărat, n-ai tu
Tu ți-ai luat? Da. Da, hai să se ducă bombălău. Hai că am ajuns la locație, băieți. Aici e locația unde se... Veniți aici. Da, să dați-o. Băi, bebe. Hei. Mamă, ce e aici pe masă? O să faceți droguri dacă sunteți în mafia cu cubeu. Episodul 6. Aici a venit pentru a... Cred că aici le dați cook la astea. Uite, cocaină. Am zice că lipsește ceva, trebuie să-mi zică, bă, îți lipsește ceva, dar nu cred că aici nimic. Hai să vedem dacă îmi zice, băiți. Aici era la mine. Stai, că nu-i din nou acolo. Nu merge? Nu. What the heck? Uite, așa mai mult plimbă, poate îmi fac eu. Mi-e îndă din prima aici cu cocaină. Dar ți-a apărut vreodată? Nu. Dar ți-ai luat ăla unde am fost cu bulipul butoi? Da, da. Dacă am terminat, mă, nu plecăm și noi de aici, butoaie? Păi plecăm, dar stai așa. Stai, că butoaie mai face rețete de voi. Ai propria ta rețetă, voi, Iceberg, sau cum îl chema pe ăla? Din Breaking Bad. Breaking Bad, mă. Iceberg sau ceva de genul. Bă, totuși și ceva de muncă, adică în 30 din astea faci 15. Eu am făcut 12. Și până mai direct pe acasă. Uftim? Zic, ne duci mai direct pe acasă, dar stai așa puțin. Ce direct, mă? Taci din gură cu directul tău. Mergem frumos. Lumea asta e de când a venit aici, m-a zăpăcit de cap. Așa e mai bun, bă, nu? Să-i fac o favoare, să-l duc, să-l întorc, să nu știu ce. Bă, unde mașina mea? A, e, mergem cu alu Gigi. Da, dar mă acolo, cocaina. Păi mergem la gărăș și o scoatem. Mm. Oricum, ai mașina și pe... la noi în oraș. Hai mă, mergem și noi? Hai, hai. Hai să mergem, mergem cu toată. Hai cu mașina ta, Gigi. Hai la bărci acolo. Hai, butoaie. Ăsta e descentrat, mă, lăsați-l că vine el. Se sui, se sui în dreapta, domnule, da. Ferece, dacă nu e sănătos la cap. Ai de viața mea. Și că s-a speriat, gen, știi, că credea că l-a claxonat mașina lui. Vezi că vine cineva. Am reflexe de șofer adevărat. E bine. E nebun, bă, băieți, Matic, e nebun rău de tot, vă spun sincer. Care-i ăsta aici, mă? Eu oprește un pic să-l verific. Care ești, mă, aici? Bă! E Tibi. Tibi! Ce dracu nu vorbești, mă? Fă-ți ăla să vorbești, că nu te aud. Voi îl auziți? Îmi doare gât curut. Mai avem nevoie de mașini? Mai avem nevoie de mașini. Nu mai avem, nu mergem înapoi pe insulă acum? Da, dar stai și să-mi pun astea. A, și... A, pune, spune, bai.
Mai avem nevoie de pași în parcațile. Ce te uiți, mă, Bogdane? Îmi place cum stă cu pereastele, vedere. Mulțumesc. Ești foarte de trebuit, așa. Ioi. Oh, salut, salut, Budoi. Salut, vrei să fim prieteni? Tu l-ai adus pe Tibi aici? Pe Tibi, da. L-a adus de-aia nu m-am suit cu voi mașina, că... Hai să nu îmbarcă, să mergem. Ioi. Hai, Butoi, calco. Bă, suiți-vă acolo, că nu ne putem suiți toți într-o barcă. Hai mai aici, suiți-vă, nebunilor. Nu încăpem toți, mai iei tu una. Hai Butoie, trage-i! Calco. Vezi că e pe aici pe unde am văzut pe ăsta. Eu am pus garajul, dar am zis că dacă îl pun pe uscat, mie că se înțepenește... Aici ar trebui să fie. Aici. Am zis că dacă îl pun pe uscat, că nimerez doi camatics aici, nu mai ies. Hai. Vezi că cred că trebuie să faci stânga. Mă țin după ei. Da, e, ar trebui să vezi și pe GPS. Ha, da, nu stau, stau. Practic mergem de unde am plecat prima dată, acolo la mal. Mai e bine așa că avem și garajele acolo, știi, imediat de orice mașină, adică... Bă, da, și le-am pus și separat de unde au restul lumii. Ca să nu se întâlnească scânteile între ele. Da. Sunt curios câți bani o să faci din toate astea. Dar ți-au ajuns să iei 5.000 pentru toate astea? Da, nu știu. Cam 1.000 plătești. Cam 1.000 pentru tot ce ai făcut? Da. Și câtă cocaină ai? Cu 15. Doar 15 cocaină? Da, și mai am niște materiale, mai am rămas. Bine, adun din toate, știi? Dar stai curioasă să văd câți bani faci. Că... Cam cât ar trebui să faci ca să fii mulțumită? Păi hai să zici măcar să iei 500 pe una, știi? Hai nu 500, măcar 450. 400. Păi nu, zi totalul. 10.000, 15.000. Nu, să zici, iei un 4.000. Păi 4.000 ai băgat, măi, cum să iei 4.000? Nu, 1.000 am băgat, cum să bag 4.000? Da, am înțeles că... Am crezut că ai rămas cu 1.000 din 5.000. Nu. A, dacă ai băgat 1.000 și faci 4.000, da, e ceva. Da, păi de asta zic, măcar 4.000 să scot, nu știu. De fapt... Pe 15 bucăți, totuși. Dar o să fiu atentă să mă uit să văd, da. Ideea e că la partea asta, când te duci să livrezi, sunt băieții care așteaptă acolo. Am înțeles. Mai dai și acolo cu o parte? Și ești pe minus. Practic muncești pentru alții, cum ar veni. Ești mai bine, dar și la legale te așteaptă băieții. Eu zic să-i dai direct pe mal. Cred că stăm 100 de ani aici până... Hai zic. Aici avem și garajul... Ăsta e personalul. De aici. Și avem și garajul de la ăsta. Aici e garaj personal? Ah, ok. Și avem și de la organizație acolo. Hai, mută mașina.
Ia uite-l, bă, ce bombă lui. Asta e cel mai prost om pe care l-am întâlnit în viața mea. Dar mut-o, bă, că mai au și alții nevoie. Ce trecu ești așa prost? E recuperabil, băiatul ăsta. Poate are emoții când o vede pe Cătălina. Sau și-o fi el. Păi... Cred că oare în gând înseamnă că e mereu bomba lui. Se gândește mereu la ea. N-aș crede. E o mașină să livrăm? Tata, cu ce mașină să livrăm? Păi nu, bine, dacă nu, o iau pe asta mea, cum îi zice. Eu am un polo, așa. Băi, revin și eu în 10 minute. Liniștit. Pot să vin și eu? Hai, urcă și tu. Da? Urcă, da, bine, urcă. Mulțumesc. Nu cred că-i venea să credă că este. Nu, eu, că l-am luat mereu, că e de-al nostru. Și a pierdut... Eu nu știu unde trebuie să livrăm. Păi, eu spusesem de asta. A, tu ai pus? Da, da, Gigi. Da, da, Gigi. Nu te auzi ce zici. Ca să livreze, zic, trebuie să aibă chestia aia de livrator. Care? De la... Curierul. Aia din meniu? Da, aia cred. Da, o am deja. Păi, ți-o apărut? Păi îmi zice, livrează drogurile la cumpărător. Bun, bun, bine, bine. Hai să mergem, să vedem. Deși eu e cu lider, dacă poți. Nu o să aibă toată lumea cu lider, că n-am cum să dau la toată lumea, că sunt minim 3. Și n-ai tu treabă cu recrutările. Tu intri o dată pe lună, ai că am greșit, tu intri o dată pe lună pe aici și ți-e trei cu lider. Știi care-i faza? Eu nici măcar n-am primit e-mailul ăla. Ce e-mail? Ăla care trebuia să-mi dea că a făcut acolo, nu știu ce naibă. Adică am stat acolo, am căutat cu e-mailul ăla și mai contează, e ok așa. Uite, și nuntă pe aici. În oraș. Uite, scrie în ziar, la 206 e nuntă. Mergem și noi după aia? Trebuie să ne mă schimb, să-mi salvez și eu asta undeva. Păi mergem acasă. Și dacă mă iai sus la italianul, să... Nu mai e, că de asta ți-am zis că nu mai e, de asta te ziceam de cheie atunci. Păi și-a luat alta și a șters-o pe aia. Mă rog, e încă, dar nu mai e a lui. Dar mergem la italian acasă dacă e. La Ricardo, la domnul Ricardo. Da, da, da. Cât e? La 800? Nu știu cât, 800. Nu știu la cât e, dar o știu dacă mergem pe acolo. Ah, ok, ok. Ca să-mi salvez asta, să nu stau de fiecare dată să mă schimb, știi? Da, foarte bine. Aici. Da, domnul Ricardo, tocmai vorbeam de dumneavoastră. S-a tărâs, s-a tărâs șeful ăla. S-a tărâs domnul Ricardo. Nu vedeți și dumneavoastră la pătracere, dar la nuntă. Dar cum să nu venim? Tocmai despre asta vorbeam, doar că aveam puțină treabă. Cine e s-a însurat? S-a însurat doamna Gabriela cu domnul letal. Deci fii atent, metru 3 mi-a dat 1700. Dacă Cătăline cu dumneavoastră? Da, da. E bine. Am fost și am avut și noi niște treabă pe insulă, am făcut niște bănuți. Te ciresc, mă. Mamă, stai, cum că faci? Zici că îi se rupe sufletul, așa face la telefon și că... Aoleu! Dom'le, am fost cu butoi, am fost cu toată organizația, dom'le. Da. Eram pe treabă serioasă. Pune unde... Stai, că nu mi-a dat. Stai, puțin, stai.
La 206 vă aștept, domnule. O să venim și noi, o să mai dureze puțin să livrăm ce am făcut pe aici și pe aia venim, ok? Ok, ok. Să trăiți. Hai, v-am lăs. E nebun ăsta. Hai să stăm un pic, că aș pleca de aici de-a mică, îți dă tot pe aici. Mamă, dar ce mult. Casa lui Nașa, aia, Andreea. Ce cu casa? Nu era aici casa ei pe undeva? Era pe la, nu știu ce, cu upstairs și ceva, nu știu. Era în zonă, dar nu aici. Asta e ulița, gen, vechea ulița. Legendara uliță. Exact. Băieți, cam aici se termină episodul nostru de astăzi, băieți. Cam aici puteți să învățați cum să faceți droguri, unde se fac, cum se fac. De asta am făcut episodul ăsta, pentru cei care vor să vadă. Gratis? Unde se duc, cum se fac. Vă pup pe toți, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, iar noi ne revedem în următorul episod.